Iată cele mai importante faze. Aici se marchează primul gol. Brett Emerton cu mult prea mult spațiu în partea dreaptă. Centrează în gura porții din 6 metri. Tim Cahill rea mingea în port. Cât de defazat s-a apărat aici. Surcumar Singh nu a făcut pasul la timp în față. El a dejucat capcana offside-ului încercată de indieni. Au o mică ocazie și indienii aici. O centrare deviată care ajunge la capitanul Climax Lawrence, care ratează total execuția. Harry Kuehl pentru Brad Holman și șutul acestuia moale, reținut de sub rată. Iată cât de bine au folosit lățimea terenului australienii. Au plimbat mingea din stânga în dreapta. Și golul al doilea lui Harry Kuehl vine după o astfel de fază, cu pase curate, precise, iuți. Pase care creează spații. Și Kuehl are mult timp aici, are mult timp să se gândească unde trage și alege colțul și acolo dă. Mingea vine pe stângul, piciorul de bază. Are ambele picioare, dar stângul este piciorul de bază. Cât de bine a lovit mingea. Curat, tare, plasat, imposibil de parat. Asta a fost golul de 2-0. 3-0 a fost însă scorul pauzei după acest șut al lui Tim Cahill. Vine și a treia reușită, dar mai întâi o jumătate de ocazie a indienilor la lovitura liberă executată de Steven Diaz. Steven Diaz, care mi s-a părut cel mai competent jucător al indienilor în prima parte. Asta este golul 3, centrarea lui Emerton, aceeași fază, rea cu capul micuțul Brett Holman. Absolut meritat avantajul australienilor. Încă o dată, cât spațiu are Brett Emerton, e șocant, șocant. Dar asta spune ceva despre diferența mare de valoare dintre cele două garnituri. Cel mai apropiat jucător de omul care centrează e undeva la 7-8 metri distanță. Neverosimil pentru fotbalul din zilele noastre, din vremurile noastre. O cantonată în propria jumătate. De fapt, în treimea din fața porții. Da, e 4-0. Marchează din nou Cahill. Excelentă mingea pentru Cahill. Ce detent are. Forță, direcție, tot ce vrei.